Da, mulțumesc, Teo. Bela, fiind 8 martie, m-am gândit să te invit undeva. Știu că ai un restaurant filipinez. M-am gândit să te invit acolo, poate îmi dai și mie ceva, că aici nu mi-ai dat nimic să mănânc, să și eu ceva. Să... Sunt anumite, anumite lucruri pe care trebuie să le facem în trei, așa că mergem împreună. Până una alta. Mădălina, hai cu noi după ce termin tabul tău cu Simona Hapciuc. Doamnelor, domnilor, răspunde chiar acum provocării mele, Simona Hapciuc. E destul de simplu, a fost un ceas pe care l-am și în ziua de astăzi, în valoare de 7800 de euro. Ziua în care s-a recăsătorit tatăl meu a fost ziua în care am simțit că l-am pierdut. Acolo, la noi în sat, era cumva rușine faptul că el se căsătorea cu un copil în cârcă. Iar bunica mea m-a închis într-o cameră, în timp ce tata a plecat de acasă, s-a dus să-și ia pe mama mea vitregă, să-și ia mireasa. Mi-aduc aminte cum stăteam și plângeam la ușă și trăgeam de clanța ușii ca să se deschidă ușa. Și rugam să nu mă părăsească, să nu plece de lângă mine. Și s-a deschis ușa într-un filă? A plecat. A plecat. A plecat și a rămas plecat toată viața. Înaintea lui Dimitrie, el a fost dragostea vieții mele. A fost bărbatul, eu nu am suferit, ca să zic, după vreun bărbat. Am suferit după tatăl meu toată viața. Ce s-a întâmplat cu mama ta? Mama mea a plecat când eu aveam 2 ani și 8 luni. Tatăl meu era atunci în comă. Tatăl meu a fost în comă timp de câteva luni după o bătaie. Și mama mea atunci a fost momentul când ea ne-a părăsit. A decis să plece în Germania. Ce înseamnă mama pentru tine? Mama pentru mine înseamnă bunica mea. Mama tatălui meu, cea care m-a crescut din ziua în care mama mea a plecat. Dar mama ta biologică ce reprezintă pentru tine? Nimic. La un moment dat am încercat să o fac să reprezinte, să fie bunica lui Dimitrie, a fiului meu. Și mi-am luat copilul și m-am dus în Germania, unde ea locuiește. Inițial am plecat de acolo crezând că va ști să fie bunică. Faptul că va vrea să fie bunică, dar nu, am avut dreptate. În ce măsură crezi că există o legătură între momentul cu tatăl tău și momentul în care tatăl lui Dimitri a plecat, v-a părăsit? Cumva, vezi tu, m-am atras în viața mea, ca tatăl copilului meu, să reprezinte același lucru, un bărbat care mă va părăsi. Pentru că am știut din prima clipă că el nu va fi un soț pentru mine, că el nu va fi un tată pentru Dimitrie. De ce spui asta? Toate concluziile duceau către acest final. Inclusiv el, faptul că era foarte indecis și pleca și venea și voia și nu voia și astăzi voia copilul foarte mult și zicea că vrea să rămână însărcinată, pentru că Dimitrie nu a fost, eu n-am rămas însărcinată, că s-a întâmplat. A fost un copil pentru care noi am lucrat. Orice mă va întreba Dimitrie despre tatălui, eu mereu îi vă spune că tatăl tău te iubește și mereu te-a vrut, dar... Tatăl tău te-a lăsat să fii fericit lângă mami și să ai grijă de mami. Mai să știi că am pozat nud pentru bani. Pentru ce sumă ai pozat nud? Pentru suma de 6.000 de lei. Acum cât timp? Acum vreo 2 ani. Cum te descurcai cu banii în acea perioadă? Măi, mă descurcam destul de rău cu banii în acea perioadă. Plăteam... o rată plus întrețineam două persoane din o indemnizație care în România este o mizerie. Plus ce mai făceam eu de la sală. Mm.
M-am trezit în America, fără să știu unde merg. Cum așa? Păi ce ți-a zis? Te-a invitat unde? M-a invitat să merg cu el să-și ia un prieten de la aeroport. Fără nimic. Bine, el avea pregătit în portbagaj niște valize cu niște haine. Și ne-am trezit în aeroport, a parcat mașina, a zis hai să ne dăm jos. L-am văzut că scoate niște trolere. L-am întrebat ce e cu astea, ce se întâmplă. A zis, hai, vină cu mine, că hai să vezi că trebuie să le las undeva. Am ajuns la ghișeu, pune trollerele și zic, păi ce faci? Și el îmi zice, păi ți-am zis că trebuie să le las undeva, le las aici. Și văd dintr-o dată că scoate pașapoartele. Nu mi-am dat seama că merg în America până în momentul în care am făcut prima escală. Și m-am trezit în Los Angeles. Fără să știu că merg în Los Angeles și fără haine de Los Angeles, pentru că bărbat fiind, n-aș știu ce haine să-mi ia. Și ce ai făcut? Te-ai luat L-am dus la cumpărături. Toată vacanța a costat 12.800 de euro. E vorba despre același bărbat. A fost... Ai să râs, dar a fost dragostea vieții mele. Am stat vreo 3 ani împreună, a fost cel care de 2 ori m-a și cerut în căsătorie. Și de ce nu v-ați căsătorit? Pentru că ulterior eu am decis să mă întorc în România. L-am cunoscut chiar în perioada după decesul tatălui meu, când eu am stat în Germania. El stătea acolo, era sicilian, mutat în Germania. Și faptul că acceptam să mă înșele. Da. Acceptai să te înșeli? Acceptam, știam. De ce? Îl iubeam și... Aveai și vreun interes financiar la el? Era o combinație între iubire și interes financiar? Era o combinație între mai multe. Erau acele daddy issues pe care multe femei le au și cumva regăseam în el confortul din toate punctele de vedere. Cu câți ani era mai mare ca tine? 16. Mă bagi în scandal. Hai să încep cu trecutul. În trecut a fost Denis Alibek. Iar acum, într-un trecut mai apropiat, a fost un alt Denis. Se pare că am atracție către Denis. Fostul internațional, Denis Șerban. Fostul jucător de la Steaua, Valencia. Fostul internațional din român. Generația lui... Din generația lui Hagi, da. Încă nu m-am răzbunat pe nimeni, dar cred că am să încep să o fac de acum. Simona, îți mulțumesc pentru deschidere, pentru sinceritate și mai ales pentru că ai trecut prin caruselul emoțiilor. Să știi că te mai aștept. Eu îți mulțumesc foarte mult, Modelina, și întotdeauna o plăcere să stau de vorbă cu tine. Îți mulțumesc.